Marea majoritate a deputaților din Parlamentul European au declarat că, cităm, avortul în siguranță și legalitate ar trebui să fie un drept inclus în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. La sfârșitul săptămânii trecute, moțiunea a fost adoptată cu o majoritate de voturi, după o dezbatere în care Parlamentul European a condamnat ferm decizia Curții Supreme a SUA, care a pus capăt avortului ca drept constituțional, trimițând efectiv procesul legislativ către legiuitorii fiecărui stat. Parlamentarii cer Comisiei Europene să cheltuiască mai mulți bani pentru a promova avortul pe continent. Parlamentul European nu are competențe în a legifera politicile de sănătate pentru statele membre. În cadrul dezbaterii, țările UE, precum Polonia, Slovacia, Ungaria și Croația, au fost criticate pentru politicile lor pro-life. Creștinii evanghelici și alte grupuri din SUA au celebrat decizia istorică. În Europa, majoritatea țărilor permit avortul cu legi liberale, iar grupurile pro-viață sunt mici, în ciuda unui sprijin social în creștere. Reuters a raportat sâmbătă că Iranul și-a intensificat îmbogățirea uranului, instalând noi centrifuge mai avansate la uzina Fordow. Agenția Internațională pentru Energia Atomică a Națiunilor Unite a avertizat într-un raport că centrifugele modificate înseamnă că Iranul ar putea trece mai rapid și mai ușor la îmbogățire la niveluri de puritate mai ridicate. Comunitatea internațională trebuie să întreprindă acțiuni împotriva Iranului, iar Israelul nu va rămâne cu mâinile în sân în timp ce Iranul încearcă să atace, a avertizat premierul Yair Lapid în urma rapoartelor, conform cărora Iranul și-a crescut îmbogățirea uranului la niveluri periculoase. Israelul, la rândul său, își rezervă libertatea deplină de acțiune diplomatică și operațională în lupta împotriva programului nuclear iranian. Serviciile noastre de securitate știu cum să ajungă la oricine, oriunde și chiar asta vor face, a declarat el. Miercuri, președintele american Joe Biden este așteptat să sosească în Israel și va purta discuții despre limitarea amenințării pe care o reprezintă Iranul pentru regiunea Orientului Mijlociu. Două biserici evanghelice independente fac apel la tribunalul de la Geneva după ce cererile lor pentru un permis de botez pe plajele publice au fost respinse. Se așteaptă o decizie în câteva săptămâni. Urmând o tradiție cu vechime în bisericile evanghelice elvețiene, inspirată din botezurile publice ale Noului Testament, bisericile organizează în fiecare an ceremonii de botez a adulților prin scufundare în lacul Geneva. Alianța Evanghelică Elvețiană și-a exprimat solidaritatea față de cele două biserici. Ei au spus că sunt șocați de faptul că Geneva, capitala drepturilor omului, adoptă o abordare atât de restrictivă și de încălcare a libertății religioase. Conform legii din Elveția, evenimentele religioase în spațiul public pot fi autorizate numai în cazuri excepționale. La sfârșitul anului 2021, Curtea Supremă Federală Elvețiană a eliminat din lege termenul în cazuri excepționale, amintind că libertatea de credință garantează dreptul de a-și manifesta religia în mod colectiv în public. Un grup internațional pentru drepturile omului a declarat vineri că liderii palestinieni din fâșia Gaza și Cisjordania ar putea fi vinovați de crime împotriva umanității pentru presupusa tortură sistematică a dizidenților. Organizația Human Rights Watch a făcut acuzațiile într-un raport prezentat Comitetului Națiunilor Unite împotriva torturii. Raportul spune că forțele de securitate palestiniene, inclusiv gruparea teroristă Hamas, cităm, folosesc izolarea și bătăile, biciuirea picioarelor și forțează deținuții să stea în poziții dureroase pentru perioade prelungite, inclusiv prin ridicarea brațelor la spate cu cabluri sau frânghii și alte torturi. Acuzațiile au venit la un an după moartea lui Nizar Banat, un activist palestinian proeminent și critic al autorității palestiniene. CBN News a raportat anterior că, potrivit familiei lui Banat, forțele de securitate ale autorității palestiniene au intrat în casa lui, l-au bătut cu vergele de fier și l-au arestat. Mai târziu a murit în arest, declanșând săptămâni de proteste majore împotriva autorității palestiniene, care administrează părți din Cisjordania, adică Iudeea și Samaria Biblică. Nimeni nu a fost condamnat.